Un polițist botoșenean a ajuns astăzi dimineață la spital după ce mașina cu care circula a fost implicată într-un accident rutier. Bărbatul aflat la volanul unui autoturism Dacia Logan circula pe strada Ion Pilat dinspre Tudor Vladimirescu. Mașina sa a fost izbită puternic în intersecția cu strada Călugăreni de un autoturism BMW condus de o șoferiță de 50 de ani. Se pare că aceasta nu s-a oprit la semnul stop și nu a acordat prioritate. Ambele mașini, care în urma impactului au ajuns într-un stâlp de iluminat, au fost puternic avariate, iar polițistul a fost transportat la spital. La numai câteva minute de la producerea accidentului, un alt eveniment rutier a avut loc lângă școala numărul 1 din municipiul Botoșani. Două mașini au fost avariate după ce un șofer aflat la volanul unui autoturism marca Audi A4 și care se deplasa pe strada Pușkin nu a acordat prioritate la intersecția cu strada Petru Rareș unui autoturism Renault Laguna. Și în acest caz, oamenii legii au deschis o anchetă pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier.